Explozie de cazuri de COVID-19 în Mehedinți. Direcția de Sănătate Publică a înregistrat în doar 24 de ore peste 30 de infectări la nivelul județului și un deces. Valul 4 al pandemiei de COVID-19 face ravagii în Mehedinți. Doar în ultimele 3 zile au fost înregistrate 5 decese de COVID-19, unul în doar 24 de ore. De asemenea, evoluția numărului de infectări este îngrijorătoare. 31 de cazuri noi de SARS-CoV-2 au fost confirmate de la ultima raportare, iar 92 de persoane sunt internate în spital. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 591 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 5 persoane se află în carantină instituționalizată, 153 persoane sunt testate pozitiv izolate la domiciliu asimptomatice, 92 persoane se află internate în spitale spor COVID din județ. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19, 31 cazuri noi de îmbolnăvire și a fost înregistrat un deces. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 0,71. De asemenea, situația este îngrijorătoare și la nivelul întregii țări. Numărul cazurilor zilnice de COVID-19 a depășit pragul de 4000, iar numărul deceselor este în creștere.